domnul Sorin Oprescu dă statul român în judecată, domnule Drobanțu, și obține câștig de cauză. E vorba despre pensia sa specială, pensie de fost parlamentar, pentru că nu doar Oprescu a dat statul român în judecată, sunt câteva zeci de foști parlamentari care își vor pensiile speciale. Și domnul Oprescu acolo în Grecia, unde se află, îi mai vin unde niște bani în plus, poftim? Unde este fugar. Da, îi mai vin niște bani în plus în fiecare lună, câte 500 de euro. De ce? Pentru că are dreptul, pentru că justiția română i-a dat dreptate și pentru că, iată, pentru unii pentru se că poate. Poate, în loc ca statul român să gândească în felul următor, politicienii care săvârșesc fapte de corupție în mandatul lor, și în calitate de politicien ar trebui să nu mai beneficieze de pensie această specială. În lumea civilizată, cam așa e. Așa se întâmplă. Da. Și la fel ar trebui să fie cu toți funcționarii publici. Dacă te-am prins că tu, în calitate de funcționar public, de politician, ai săvârșit infracțiuni de corupție, nu mai beneficiezi de acele avantaje ale funcției respective. Așa este în statele civilizate. Și vedeți cum mai punem noi un pic și la punct corupția din statul acesta. Pe domnul Sorescu, pe domnul Oprescu îl doare undeva. A plecat în străinătate, are calitate de fugar, acum are calitate și de pensionar cu pensie specială. Cât de mult ne mai poate sfida un fost politician corupt pe români? Pe românii care muncesc acum și trăiesc cu 2000 de lei pensie, care nu trăiesc, scuzați-mă pe mine că am greșit, supraviețuiesc cu acei 2000 de lei. Iar domnul Oprescu, acolo după ce a plecat cu milioanele șpăguite, mai primește încă 500 de euro sau cât primește el pentru mandatul lui de parlamentar sau ce l-o fi avut pe acolo. Că n-am văzut nimic bun din calitatea dumnealui de parlamentar pentru statul ăsta român. Să simțim și noi că mandatul domnului Oprescu, ca și alți mulți politicieni care trec pe acolo prin Casa Poporului și nu fac nimic pentru statul român, pentru cetățenii români pe care îi mint din 4 în 4 ani și noi am ajuns să-i votăm să beneficieze de niște condiții speciale peste tot. Da, e vorba despre pensia de fost senator, care a fost acum majorată. Domnul Oprescu n-a mai venit în România după ce a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție, dar decizie instanței îi dă câștig de cauză domniei sale și altor 95 de foști aleși care au dat în judecată Senatul și Camera Deputaților, solicitând repunerea în plată prevăzută de lege, începând cu data de 1 iulie 2023. Pentru că așa e legea. În legătură directă, domnul Cristian Zeitler este deputat al USR. Bună ziua, domnule Zeitler, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara, pentru că e noaptea minții ce se întâmplă. Da. E interesant pentru că dumneavoastră USR propuneți, v-am auzit vorbind despre un referendum pentru eliminarea pensiilor speciale. Între timp, oamenii de toate felurile, că sunt acuzați de fapte de corupție, că mai sunt sau nu în România. Vedeți, domnul Oprescu fuge de justiția din România pentru că o consideră nedreaptă, dar apelează la justiția din România, aceea justiție nedreaptă, și justiția se dovedește a fi foarte clementă și dă banii din pensia specială de senator. Așa se întâmplă când, de fapt, niște politicieni, pentru că înainte de a da vina pe Curtea Constituțională sau pe niște judecători, cine au instituit pensiile speciale prin lege? Niște politicieni, da? Și nu există niciun motiv să iei o pensie specială în calitate de fost parlamentar, nici măcar dacă n-ai furat. Că în cazul domnului Oprescu e cu vârf și îndesat, mai ales când ai fost acuzat pentru corupție și pentru furt de bani publici, că despre asta e vorba în cazul condamnării dânsului. Nu-i de parcă a săpat grădina vecinului și a plantat acolo roșiile. Nu. Despre furt din bani publici și ca un semn de recunoștință pentru că ne-a furat pe fiecare dintre noi, îi dăm niște bani extra. Cam asta este motivul pentru care vă spuneam că e noaptea minții în cazul lui domnul Oprescu, dar în cazul domnului Oprescu, dar nu doar în acest caz, să știți. Adică orice fost parlamentar o condamnare penală și nu e singurul, primește bine mersi în continuare această pensie specială pe care n-ar trebui să o primească nici dacă n-ar avea condamnare penală. Și da, am cerut președintelui Iohannis, așa cum a făcut acum 5 ani, să avem, dacă tot se comasează alegerile, să avem și un referendum care să românii să spună: vrem în Constituție protecție pentru pensii speciale sau nu vrem pensii speciale în România, pentru că legea adoptată recent, anul trecut, de Parlamentul României, salvează, de fapt, pensiile speciale pentru încă cel puțin 40 de ani. Dar de ce ați merge la Constituție? Că puteți să faceți asta prin lege. Păi da, numai că, ce vă spuneam, Parlamentul României, în actuala configurație, anul trecut, a hotărât
că salvează pensiile speciale pentru 40 de ani. Și atunci credem că ar trebui odată pentru totdeauna să tranșăm problema pensiilor speciale și să fie în Constituție că toți primesc pensii calculate pe bază de contribuții din state. Punct. Da, de ce credeți dumneavoastră că ar pune Parlamentul în aplicare acest referendum? Că a mai fost referendumul cu 300 de parlamentari și n-a fost pus în aplicare. De ce ar pune și asta? Aveți dreptate, doar că uitați-vă că totuși referendumurile adoptate în forma acestea au o influență asupra evoluției lucrurilor în direcția respectivă. Vă aduc aminte că în momentul în care s-a adoptat referendumul cu 300 de parlamentari, Parlamentul avea și mai mulți membri decât are în momentul de față. Nu este un rezultat bucurător și suficient nici pentru mine, că și eu am votat la vremea respectivă pentru 300 de parlamentari și susțin în continuare ideea de 300 de parlamentari, chiar din poziția de parlamentar, și chiar am votat o lege în acest sens, dar sigur n-a trecut. Iată că totuși măcar n-a crescut numărul de parlamentari. Nu e totul, într-adevăr, e prea puțin. Dar oricum, ce spunem este că asemenea referendumuri au o influență asupra evoluției lucrurilor. Da, domnul Zeiler, suntem într-o ipocrizie totală, pentru că orice parlamentar pe care l-am întrebat ne-ar spune nu, nu-mi trebuie pensie specială, nu vreau așa ceva, nu mă interesează. Și e vorba despre cei de la putere, în general. Iar după aceea se fac cârduri, stoluri, aceste batalioane de parlamentari, iată, 95 de oameni au dat statul în judecată, foști parlamentari, deodată cu domnul Oprescu, și probabil că toți 95 au obținut pensia specială. Știrea asta, trebuie să recunoaștem, e doar despre domnul Oprescu. Dar mi-e greu să cred că lui Sorin Oprescu i-ar fi dat pensia specială și celorlalți 94 nu. Nu, l-a dat tuturor, ca să fie foarte clar. Exact, toți 95 au primit. Și aș vrea, dacă tot vorbește domnul Zeidler de acest referendum cu pensiile speciale, aș vrea ca pensiile militare să nu le mai includă USR-ul în categoria pensiilor speciale, pentru că ele știm sunt așa că aveți la problema asta. Bun, aici vorbim despre pensiile foștilor parlamentari, pentru că dacă la militari poate fi o altă declinare, o altă discuție, oamenii ăștia, parlamentarii, chiar nu merită nicio pensie specială. Nu pare rău, domnul Dorobanțu. Nu se vede beneficiul lor pentru cetățean. Nu se vede. Vă rog, domnul Zeidler. Nu, aveți dreptate, toți au câștigat, deci nu e doar cazul domnului Oprescu, ci toți ceilalți parlamentari au câștigat, pentru că pe baza legii votate de politicieni și a curții constituționale în care se votează tot, din păcate, trebuie să adaug, tot de către politicieni. În curtea constituțională sunt foști politicieni, oameni cu carnet de partid, nu cu simpatie, cu carnet de partid. Iată, ăsta este rezultatul. Și poate și acest lucru ar trebui odată și odată decontat cu proxima ocazie pe 9 iunie la vot. După ce își termină mandatul, oamenii aceștia la adăpostul anonimatului se retrag. Dom'le, eu mă retrag. Nu mă mai interesează un alt mandat. Mă duc să-mi văd de nepoței și să dau cu grebla în curte. Nu, fie că primesc sinecuri, fie se mobilizează și angajează avocați și își recuperează toate aceste pensii speciale. De-aia vorbesc despre ipocrizie. Și o altă informație interesantă, domnule Zeidler, dacă mai puteți rămâne câteva minute, sigur, pentru că aflăm că un primar PNL, fost primar PNL, a fost reținut de procurori, fiindcă omul și-ar fi plătit ratele la bancă cu fondurile primăriei. Povestea asta s-a întâmplat în comuna Bălțești, din Prahova. Domnul acesta a fost reținut, îl cheamă Ion Radu, a fost reținut de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Vălenii de Munte într-un dosar care vizează acuzații de abuz în serviciu, conflict de interese, delapidare. Deci, atât de simplu, un primar dintr-un partid sigur aflat la putere se gândește că e foarte simplu să scoată, domnule Zeidler, din fondurile primăriei bani pentru a-și plăti ratele la casă. Bun, asta e o chestiune, dar primăria are și un contabil. Nu-mi spuneți că contabilul ăla nu știa și el. Hai să vedem din ce partid era și contabilul sau dacă nu cumva era... Nu credeți că era de la partidul advers? Ei, păi, ce mai înseamnă adversitatea în ziua de azi? Așa e, scuzați-mă că alianța asta toxică pentru România... S-au topit frontierele foarte tare. Mai apoi, contabilitatea primărilor este verificată de Curtea de Conturi. Nu e așa o altă instituție absolut independentă, fără nicio evidență. Bine, până vine Curtea de Conturi, acolo este primarul la pensie și din pușcărie. Ce vă spun? Da, e... dacă trebuie primăria de dacă trebuie pe ordin politic, Curtea de Conturi vine la câte o primărie de 4 ori într-un an. Ia, păi aveți exemple să ne dați, domnul Zeidler? Evident, la primăria sectorului 1, pentru că aveți acolo, da.
Deși n-au găsit nimic, nici prima dată, nici a doua oară, nici a treia oară, s-a dus și a patra oară că... Păi își fac oamenii treaba. E... de opoziție. Dacă nu găsesc nimic, cu atât mai bine. Își fac oamenii treaba, asta e o dovadă că se muncește. Mulțumesc foarte mult, domnul Zeidler, pentru intervenția dumneavoastră.